Cum le-ai trăit? Nu știu, mă gândeam că ar trebui să câștigăm. Mie mi se pare că aceste momente, aceste meciuri construiesc o echipă, fac o echipă să crească. Competiția crește când există mize de genul ăsta, chiar dacă astăzi e tactic și tehnic, n-am făcut un meci strălucit. Important e că iar a ieșit soarele la final, deci cumva se întâmplă lucruri pentru noi. Erai cu ochii să vezi rezultate, care sunt rezultatele la această partide. Eu eram mult mai atent la meci și ceilalți din jur mi-au zis, la un moment dat nu venea să cred. Important este, le-am zis și în vestiar, că din astfel de tensiune, din astfel de îndârjire, o echipă poate să facă pasul spre performanță și să fie din ce în ce mai bun. Le-ați dus și prima în vestiar? Deocamdată ne-am dus niște pizza și în seara asta o să încercăm să sărbătorim împreună, pentru că trebuie să învățăm să ne și bucurăm. După un sezon greu în care nimeni, și le-am și spus și asta, nimeni nu le dădea șansa să fie în ultima competiție asta de 6. Ei s-au găsit acolo, sunt acolo, e meritul lor și astăzi chiar trebuie să se bucure pe acum. Acum ce sperați în play-off? Care este obiectivul? Da, v-am spus asta. În momentul în care suntem matematic în play-off, ne vom lupta pentru promovarea directă. În momentul ăsta nu mai e nimic de pierdut, au făcut mai mult decât s-a așteptat toată lumea, deci de acum încolo nu mai de câștigat. Se pot face și bunătățiri de lot, adică Încă nu. Am vorbit cu Răzvan. Da. Și încercăm să găsim o soluție pentru asta. Cu CSA pe Arena Națională? Depinde cum va fi țintarul, așteptăm tragerea la asta. Referitor la interdicția de transferuri, aveți vreo noutăți? Exact, asta am spus, am vorbit cu Răzvan, încercăm să găsim o soluție. Știm, v-am spus, avem un post deficitar pe care îl vedem în acest moment, încercăm să găsim o soluție pentru că e important. Mulțumim! Hai la